Reprezentanții opoziției au declarat că vor sprijini acest proiect. Suntem în principiu de acord cu înființarea unui minister care să fie dedicat fondurilor europene. Considerăm că trebuie să avem o gestiune unică a fondurilor structurale. Viitorul minister pentru fonduri europene, care va fi înființat în luna octombrie, nu va prelua programele operaționale de la alte ministere, el urmând să aibă un rol de coordonare.